bună brânza, asta n-am mai mâncat. Da. 98 minute. Da. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Auzi, Vlad, mai umbli tu un pic la decor, că e bună. Suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Suntem live pe frecvența Europa FM. Consumat un pic din decor, să știți. Viața e ușor... ușor. Tu ce faci cu cutia aia? Tu trebuie să dai rețeta. Dă-mi e cutia. Păi, în timp ce eu muncesc și vă ofer prietenii o rețetă senzațională și în dimineața asta, ăștia mănâncă din puterea leului cremă de brânză de la Delaco. Dă-mă cutia. Sortiment pe care îl vom folosi în această dimineață, pentru că mi l-a cerut și mă și bâzie în timp ce eu pun suflet în rețeta asta de papanaș. Acum poți să-i dai drumul la suflet. Așadar, puterea leului cremă de brânză de la Delaco este folosită în această dimineață într-o rețetă dietetică, atenție, de papanași. Da? Dietetică, se pot face papanași. Așa? Și semidietetic, în sensul că fără zahăr, potrivit și pentru copii foarte mici, tip bebeluși. Tu zici că eu mănânc. Dar și pentru persoane care au diabet sau alte probleme. Ăsta e Tony Junior, nu? Da. Așadar, prietenii de la Delaco, împreună cu Greta Apostol de la De Mâncare, ne-au oferit în această dimineață rețeta pe care urmează să o depăn. Bun. Fiți atenți. Vă opriți și vă mâne. Mai una, mai vrei? Suflet. Luca, din păcate, lasă-mă și mie unul acolo. Vrei și tu unul? Numai acolo? Haideți să vă spun repede cum se face. Ideea e că e fără zahăr, îl locuiești cu miere sau sirop de agave, da? Și nu sunt prăjiți, sunt copți la cuptor, papanașii. Noi avem și aici pe masă o mostră. Da, da, încă o avem. Care îmi face puțin rău. Și o să o puteți vedea dacă intrați pe Facebook. Ideea e în felul următor. Pentru papanași avem nevoie de... Și eu mereu m-am ținut departe de papanași, tocmai că e cu prăjeală, cunoște, dar acum că știu că pot să-i fac și la cuptor, viața se va schimba. Așa, sunt numai ochi. Sunt ochi și urechi. Un ou, o lingură de miere sau sirop de agave, 100 de mililitri de lapte, atenție, poate fi și lapte vegetal. De asta spun că rețeta asta e pregătită pentru orice fel de necaz. Așa, o lingură de ulei de cocos, esență de vanilie și de portocale, sau paste de vanilie și coajă de portocale, 100 de grame de făină, 5 grame de praf de copt, 100 de grame de cremă de brânză puterea leului de la Cojunior și o linguriță de ulei pentru uns formele. Și acum, într-un bol se amestecă toate astea ce vi le-am zis și pe care o să le găsiți la Greta Apostol pe De Mâncare, dacă vreți să... Tu ți ungi formele? Le știți cu precizie, evident, pentru că altfel se lipesc. Așa, faci aluatul, dar cu cremă de brânză de asta, puterea leului, în loc de brânza de vaci pe care o folosesc gospodinele, da. Foarte bună brânza asta. Obții o compoziție moale și omogenă pe care o pui în forme de brioșe. Unse, în prealabilment, cu ulei de cocos. Ulei de cocos. Da, pentru că, repet, suntem pe dietă totală. Da. Deci e totul... mediteraneană cu cocos. Așa. Așa. Pui compoziția în forme. Nu merge și niște untură, că am niște untură de mangalița. Nu merge, foarte bună. Te îngrașe. Ulei de cocos. Și dai cocos. 20 de minute la cuptor la 180 de grade. Da. Și după ce se răcește puțin, da, decorezi cu iaurt. Aici poate fi grecesc. Diverse tipuri 10 de grame, 10% grăsime. Sau chiar mai mult. Sau poate fi de la băltos dietetic spectacol. Băltos. Așa. Și, bineînțeles, dulceață, evident, fără zahăr, îndulcită cu ștevie sau pur și simplu dulceață fără zahăr, îndulcită de... Sau siropul meu de socată, care este numai zahăr acum și cred că și el ar fi foarte bun. Cred că ar merge, da. Deci asta e, dacă vreți să... Foarte bun. Să le dați copiilor mici, mici, mici și foarte papanași mici. De când sunt mici, mici, mici. Excepțional. Și ca să-i faceți să aprecieze când vor fi mari papanașii aia prăjiți plin de calorii și de nenorociri, puteți începe cu această rețetă. Toată viața am mâncat numai papanași dietetici până am devenit adult și am putut să mănânc numai de aia făcuți în întură. Da. Poftă bună! Da. Mulțumim! Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust!